Stimați telespectatori, iubiți frați și surori, dragi prieteni, doamnelor și domnilor, vă spunem din nou bun venit la emisiunea Pași prin Credință. Ne bucurăm că avem harul să intrăm pe această cale în casele dumneavoastră și vă mulțumim că ne-ați deschis cu bucurie ușa caselor dumneavoastră pentru ca să fiți la părtășie împreună cu noi. Ca întotdeauna, în cadrul acestei emisiuni, căutăm să avem invitați care pot să descrie anumite evenimente, anumite experiențe care ne îndreaptă privirile înspre Dumnezeu, care lucrează și intervine în viețile oamenilor. Din când în când vă aduc aminte faptul că credința noastră se bazează pe cuvântul vieții, cuvântul scris a lui Dumnezeu, descoperit pe paginile Sfintelor Scripturii. Dar, în același timp, noi credem ceea ce spune Scriptura, credem că Dumnezeu este un Dumnezeu al minunilor, credem că Dumnezeu vorbește, credem că Dumnezeu călăuzește, credem că Dumnezeu intervine chiar în mod supranatural, din când în când, în viețile oamenilor. Și aceste minuni, aceste lucrări ale lui Dumnezeu ne consolidează pe calea credinței, ne ajută să mai facem încă un pas pe această cărare a neprihănirii și ne ajută să creștem în credință, să avem certitudinea că ceea ce credem și ceea ce scrie în Scriptură este adevărat. În ziua de azi avem împreună cu noi un frate scump, drag mie, încă din prima zi de America, în data de 22 aprilie 1987, când am coborât din aeronava care ne-a transportat din Belgrad în New York și din New York în Phoenix, o mână de frați din orașul Phoenix, Arizona, m-au așteptat și pe mine ca și pe alții pentru ca să-mi spună bun venit în America. Între cei care se găseau atunci acolo a fost fratele Peter Sau, cei din România, îl cunoașteți și noi îl cunoaștem ca și Dumitru Sau Mitică, moldovan, de la Sibiu. Fratele Dumitru era atunci conducătorul bisericii Happy Valley, sluja ca și diacon în biserică, chiar dacă pe vremea aceea nu era cunoscută sub numele de Happy Valley, pentru că se aduna pe strada 7 Street și Thunderbird Avenue, de acolo s-a născut și a pornit lucrarea lui Dumnezeu pe Happy Valley. Dânsul era atunci aici, mi-a spus bun venit împreună cu ceilalți frați și surori din adunare, aproape toată biserica, mică fiind atunci, a fost la aeroport. Într-o paranteză, așa se obișnuia atunci, când venea cineva din România comunistă și sosea în America liberă, toți credincioșii căutau să meargă la aeroport, mai ales dacă sosirea era după masa sau seara, când oamenii erau liberi de la servici. De atunci, din ziua când l-am întâlnit și apoi în ziua următoare, ziua de joi, când am participat la prima slujbă a bisericii după sosirea în America, și de-a lungul anilor am rămas prieteni, tovarăși de slujbă, am avut un respect deosebit, a fost primul meu lider spiritual aici în America, fratele moldovan, m-a ajutat din toate punctele de vedere în primele zile, primele luni și primii ani ai obișnuirii mele și adaptării la sistemul și societatea americană. Frate moldovan, vă spunem bun venit în cadrul emisiunii noastre. Ne bucurăm să fiți împreună cu noi, ne bucurăm că v-ați luat timp să veniți și să mai depănăm câteva din amintirile frumoase ale vieții de credință, felul în care Dumnezeu a lucrat într-un mod minunat în viața dumneavoastră. Și probabil că o să începem chiar cu începutul, cu tinereții, când Dumnezeu va vorbi la început, după cum o să
Mai aduceți aminte telespectatorilor noștri care nu vă cunosc, că dumneavoastră nu v-ați născut într-o familie de credincioși penticostali, nu ați avut o creștere spirituală de care s-au bucurat copiii dumneavoastră. Dumnezeu a intervenit într-un mod interesant și chiar miraculos în așa fel încât dumneavoastră să-L cunoașteți pe El și să ajungeți să-I slujiți Lui. Dacă puteți să depănați anumite amintiri despre felul în care Dumnezeu v-a vorbit la început, cum v-a atins inima, ce s-a întâmplat, care a fost experiența sau experiențele de atunci. În primul rând, sunt bucuros să am această posibilitate să expun situația vieții mele într-un fel, în felul în care Dumnezeu a lucrat în mod deosebit și mă bucur că prin această misiune putem să spunem multor oameni situația în care Dumnezeu lucrează ca oamenii să se întoarcă la mântuire. Vreau să vă spun, eu fac parte dintr-o familie de 6 copii, am fost foarte săraci. Eu am fost cel mai mic din familie dintre cei 6. Întoarcerea mea la Dumnezeu a fost într-un mod, aș putea să spun, miraculos cumva, dar Dumnezeu lucrează așa când vrea să te călăuzească pe calea Lui. Locuiam aproape de Turda, la Hotar, afară unde eram cu părinții mei, și aveam vârsta de vreo 16-17 ani și ca oricare băiat care toate fetele își dragi, am găsit o blondă maghiară, o fată frumoasă care era printre vecinii noștri, care era pocăită adventistă. Aș fi vrut să mă apropie de ea, să discutăm, să fim prieteni. Ea mi-a spus, eu nu mă pot împrieteni cu oameni care sunt nepocăiți. Eu trebuie să mă prietenesc cu tineri de la biserică, de la noi, și dacă tu nu vrei să te pocăiești, nu putem să fim prieteni. M-am gândit puțin și se apropia sfârșitul anului 1961, când era Revelion. Și ea a zis către mine, nu vrei să vii cu noi la Revelion, la frați, la pocăiți, la adventiști? Și a zis, mă, să știi că o să vin. Și o să-mi facă pocăiți. Mă duc cu tine la Revelion. Ei, seara aceea la Revelion, pentru mine a fost o minune ceea ce am văzut, părtășia aceea frumoasă între tineri. S-au cântat niște cântări care mi s-au pus la inimă. Eu, de altfel, iubesc foarte mult muzica și cântarea. Și cântările pe care ei le-au cântat a fost ceva extraordinar pentru mine. N-am auzit niciodată așa ceva. Ei, după ce s-au cântat cântări, s-au tras niște versete din Biblie și mi-aduc aminte că pentru mine a ieșit un verset din Isaia, nu mai rețin capitolul, dar a fost exact cu întoarcere la mântuire. S-a terminat totul, am plecat acasă, nu m-am hotărât eu să mă pocăiesc. M-am întâlnit din nou cu fata și zice, auzi, nu vrei să vii sâmbătă la biserică la noi, în Turda? Și am zis, mă, nu știu, eu nu mă pocăiesc, nu vreau eu să mă pocăiesc. Da? Hai, vin și sâmbătă la biserică la voi. Ok, m-am dus sâmbătă la biserică, mi-a plăcut studiul biblic extraordinar. Am început să prind dragoste pentru cuvântul lui Dumnezeu. Și așa am început să mă duc la frații adventiști. Unde locuiau părinții mei, ca să mergi la Turda, trebuia să treci așa printr-o vale, să urci la deal. Și acolo erau niște pompe de apă pentru școala zootehnică, se chema, de la Turda, care făcea experiență pe anumite semințe și treburi din astea. Și era un frate care era mecanic la pompele astea. Ăsta era pocăit penticostal. El era fondatorul bisericii penticostale din Turda. Fratele Deac, bătrânul, a fost socrul fratelui Șoani Cherecheș. Așa, eu mă duceam cu bicicleta când mergeam acasă și treceam ca să scurtez drumul pe o cărare așa. El de regulă și de acolo. Totdeauna când veneam de acasă, mă trimitea părinții cu ceva să duc la Turda, în cărcă, el mă oprea, mă saluta, ce mai faci, mă cunoștea bine. Acum, când eu m-am întors la pocăință, la frații adventiști, eu am considerat că știu la toți bine ăștia, nu-s curați, n-avem de-a face cu ei nimica. Când am venit la biserică, frații adventiști mi-au spus, ia și citește, începând de la Genesa, Scriptura, și citește Biblia toată bine. Am început de la Genesa, am ajuns la anumite lucruri unde nu înțelegeam mai nimica. E, când am mers acum acasă, fratele Deac s-a pus în fața mea, trebuie să mă opresc cu bicicleta. Am vrut să trec pe lângă el, nu stai un pic mai copilul, dar cum pleci așa? Mă opresc cu el, zic, ce mai faci, cum ești? Păi zic, m-am pocăit. Te pocăi, slăvit să fie Domn.
Și unde te duci la biserică? I-am spus, mă duc la frații adventiști. No, slavă Domnului, Domnul să te binecuvânteze. Și apoi ai Biblie. Am zis, am o Biblie, că mi-a dat frate o Biblie mai veche, n-are pereți, n-are nimica, dar am început să citesc. Și apoi, pe unde citești? Că am luat-o de la început, de la Genesa. Păi ascultă, zice, citește Noul Testament, că ăsta e foarte important. Zice, uite cum a fost cu poporul evreu. Noi, neamurile ăștia, la alții, n-am avut drept de mântuire până nu a murit Domnul Hristos pentru noi. Și prin jertfa Domnului, noi am primit mântuire. Și toată istoria asta este Noul Testament. Ea și citește din Matei, du-te mai departe și citește în continuare, că toată Biblia este însuflată de Dumnezeu. Dar am stat de vorbă cu el un pic, am plecat, mi-am văzut de treabă. Dar bătrânul îmi spune, să nu uit, bătrânul îmi spune, auzi, vină și el la biserică odată. Și mă gândeam, nu strică să mă duc și la ei să văd cum e la biserică. Și am zis, ok, o să vin. Și m-am dus într-o joi seara. Joi seara erau foarte puțini frați, era mai nimeni în biserică. Dar, fraților, a predicat un om, un țăran, care i-a îmbrăcat cu ciorici al de ea de la țară. Eu când o predicat, omul ăla, am rămas uimit, am spus așa ceva, n-am văzut niciodată. Așa o putere din partea lui Dumnezeu, așa o mângâiere sufletească a venit peste mine, și zic, Dumnezeu, dar asta e deosebit. I-am zis, eu m-am dus până acum la adventiști, acolo eram foarte mândrit, cu ceasul pe mână, cu cravata aranjați toți, ăștia niște țărani, oameni fără prea multe școală, dar era puterea lui Dumnezeu acolo. În sfârșit s-a terminat adunarea, am plecat acasă și acum am început să citesc în Noul Testament. Și am ajuns la un verset care vreau să-l citesc ascultătorilor noștri, că este foarte important. Ăsta e versetul care pe mine m-a întors pe calea să mă duc înspre frații care sunt botezați cu Duhul Sfânt, frații pentecostali. Uitați ce spune în Galaten, capitolul 2, versetul 21. Zice, nu vreau să fac zadarnic harul lui Dumnezeu, căci dacă neprihănirea se capătă prin lege, degeaba a murit Hristos, spune Apostolul Pavel. M-am oprit aici. Păi eu știu, mă duc la frații adventiști să ține sâmbăta, nu să mâncă carne de porc, să dă zecioală și aia e bună, să facă anumite lucruri, toate bine sunt diferite decât astea. Asta e legea lui Moise, că acum citisem puțin în Vechiul Testament. Păi uitați ce spune, că nu poate să dea legea lui Moise. Neprihănire. Neprihănire. Și dacă neprihănirea se capătă prin legea lui Moise, nu atunci să moară Hristos. Degeaba a murit Hristos. Da. M-am urcat pe bicicletă și am fugit la prietenii ăștia mei, la maghiari. Și când m-am mers la ei, era numai sora Onușca, o chema, era acasă, mama fetei de care mie îmi plăcea. Și am zis, sora Onușca, uite-te ce am găsit în Biblie. Îi citesc versetul, ea zice, auzi, știi ce? Epistolele lui Apostolul Pavel sunt așa de complicate, că de multe ori, frații, nu pot să le descurce. Și am zis, păi cum se poate așa ceva? Asta e cuvântul lui Dumnezeu. Acum ia o femeie fără prea multă cunoștință biblică, mi-a spus ce-o știut ea. Da. Dar eu am fost așa de hotărât, am zis, știi ce? Mă duc acasă, mă apuc și postez până Dumnezeu îmi descopere ce să fac. Și m-am dus acasă, am luat 3 zile de post, așa cum eu am știut că eram încă prieten. După 3 zile de post am visat un vis. Și am visat că am intrat în biserică la frații pentecostali. Când am intrat în biserică, erau mai multe surori și frați și niște surori, zice, auzi, dragule, du-te și tu în față acolo și te spovedește să-ți ierte Dumnezeu păcatele. Eu încă aveam... Da, da, gândirea veche, da, da. Da. În față, în partea dreaptă a învonului, era o cadă foarte frumoasă, plină cu apă din lemn, așa fain. În spatele ei stătea un om în vârstă, un om bătrân cu părul alb și ținea pe mână o farfurie, că numai după ce m-am întors la Domnul și am luat cina Domnului, mi-am dat seama că a fost exact unde e trupul și sângele Domnului când ne împărtășim din trupul lui. Ținea pe mână o farfurie, pe farfurie era pâine, am luat și eu o bucățică de pâine, am băgat-o în gură, el s-a sculat de pe scaun și a mers undeva pe ușă din spate și s-a întors cu o cană de cristal, de o frumusețe deosebită. Și când a dus ceva în cana aceea, și când a venit cu cana, au turnat ce era în cană pe capul meu. Ei, când a turnat ceea ce era în cana asta pe capul meu, am avut atâta bucurie, așa un extaz. Așa ceva n-am simțit decât când Domnul m-a botezat cu Duhul Sfânt, atunci mi-am dat seama ce este asta. Însă a fost așa o bucurie în sufletul meu. Și parcă m-am ridicat de pe genunchi, cum eram, am ieșit pe ușă. Am mers odată mai devreme puțin decât era timpul la servici și eu am zis că până când, la ora 10, când trebuia să intru în schimb, m-am întins pe iarbă, am ațipit și am adormit pe iarbă acolo. Când m-am trezit, am fost înghețat de frig. În sfârșit, m-am dus la lucru, dar după 2 săptămâni am văzut că încep să tușesc, să am probleme.
M-am dus la doctorul, au zis, a, pe noi ceva, zice, doctorul care l-aveam atunci noi, zicea, Doră, și eu tușesc și n-am nimic. Așa era tratamentul pe vremea aia. Ok, n-am dat nicio importanță, am tot tușit, am văzut că nu e bună treaba, după două luni de zile m-am dus din nou la doctor, m-au trimis la raze, mi-au făcut analize și au spus, băiatule, tu ai TBC la plămâni. Am auzit de TBC, m-am îngrozit. Pe vremea aceea, TBC-ul era foarte periculos. Deci nu erau medicamente prea multe. Îți dădea niște pastile, se chema hidrazidă, mai făcea câte o injecție, mai nu știu ce. A trecut foarte puțin timp și am fost trimis la sanatoriu. Am fost la sanatoriu la Borșa. Am stat aproape un an de zile în sanatoriu. M-am întors acasă de acolo, tot bolnav, că nu m-am vindecat. Știu că eram în concediu medical, stăteam acasă la părinți și am avut liniște și am putut să mă rog foarte mult. Mă rugam înaintea Domnului și plângeam și îi spuneam Domnului, Doamne, eu sunt un băiat tânăr, va trebui să îmi fac un viitor, familie. Cine se uită la mine, un băiat tebecist? Nu mă așteaptă decât moartea. Dar eu te iubesc pe tine, m-am întors la pocăință pentru că mi-a fost drag de cuvântul tău și acum să ajung de tânăr în mormânt și sau să nu pot să-mi fac o familie. Și într-o sâmbătă seara, că atunci sâmbătă seara se ținea adunare, am fost la Cluj, la biserică. E, după ce s-a terminat slujba la biserică, o familie m-a chemat să mă culc la ei pentru a doua zi să rămân la biserică mai departe. Cântam la chitară, cânteam câte o cântară atunci și totdeauna la programe mai aveam câte ceva și eu, ca un tânăr așa. M-am dus la frații ăștia și m-am culcat. M-am culcat într-un dormitor aproape de living room-ul lor, cum era, sau camera aceea mai mare, și noaptea mă trezesc în gălăgie. Cineva făcea rugăciune. Dacă m-au zis că frații se roagă dincolo de ușa mea, m-am îmbrăcat, am venit să vin și eu la rugăciune. Și am venit tocmai când se terminase rugăciunea și frații au plecat. Și au rămas fratele Șumandea de la Cluj, care a trecut la Domnul, acum fratele Șoane Cherecheș, care și el a trecut la Domnul, fratele Nelu Vereș, fratele Lazar din Borhanci, toți au plecat. Domnul i-a chemat acasă că au fost în vârstă. Dar atunci ei erau acolo, toți patru acești slujitori. Și au zis, ce-i cu tine, măi copile? Am zis, fraților, eu am auzit că v-ați rugat aici și am venit și eu la rugăciune. Eu sunt bolnav, frate. Eu sunt, uite, băiat tânăr la 19 ani, aproape 20 de ani și eu sunt bolnav de TBC. Eu am fost în sanatoriu un an de zile aproape și nu m-am vindecat. Nu vreți să vă rugați și pentru mine? Și au zis, bă, da, cum să nu? Vino aici, pune-te pe genunchi. Au luat, frate, un de lemn, cum scris în cuvântul lui Dumnezeu în Iacov, capitolul 5. Mi-a făcut ungere cu un de lemn. Au pus mâinile pe mine, toți frații, s-au rugat pentru mine, am făcut o rugăciune, am simțit o putere deosebită și au zis, mă, copilă, Domnul să te binecuvânteze și ne-am vedea la biserică mâine. M-am dus și m-am culcat. Dar ei mi-au spus, Domnul te-a vindecat. Acum, n-am simțit nimic deosebit, ca să zic eu, că am simțit ceva mișcare în plămânii mei sau ceva. Dar eu spus, Domnul ne-a făcut de cunoscut că El te-a vindecat. M-am dus și m-am culcat. Ok. Luni dimineața, eu am fost primul la spital. Și m-am întâlnit cu doctorul care mă trata și i-am spus, domnul doctor, vreau să-mi faceți un control la plămâni, să văd cum este situația mea. Și zice, ok, așteaptă puțin că te bag la rază. Am așteptat puțin, m-a băgat la rază, s-a uitat la mine, zice, mă, dar care e diagnosticul tău? Că era altul doctor, nu era doctorul care mă trata pe mine. Păi zic, vă rog, aprindeți lumina, uitați-vă în fișă, că o să vedeți mai bine. Deci eu s-a uitat prima dată la rază, nu a văzut absolut nimic. Și mă întreabă care e diagnosticul. Eu știam eu într-un fel, dar n-am vrut să-i spun. Am zis, uitați-vă dumneavoastră pe fișă, vă rog. S-a uitat pe fișa de observație, a văzut care e diagnosticul, m-a pus din nou la rază, m-a întors roata. Și eu cu fața și cu spatele. Ce băi copile, la plămânii tăi scală un miel, tu n-ai nimic, mă. Am zis, slăvit să fie Dumnezeu că El m-a vindecat. Aleluia! Ei, de atunci și până în momentul ăsta, eu n-am mai fost bolnav niciodată, am probleme cu plămânii sau ceva. Am lucrat în România ca și mecanic pe locomotivă, făceam vizite medicale fiecare dată când plecam la drum, o dată pe an, vizite medicale din cap până în picioare, la mine nu s-a mai văzut niciodată nimic la plămâni, pentru că Dumnezeu m-a vindecat. Slăvit să fie Domnul! Slăvit să fie Domnul! Amen. În primii ani ai credinței, o pornire, yes. O pornire cu elan. A fost minunat, slavă Domnului! Apoi v-ați căsătorit în România, ați început viața de familie, ați continuat pașii pe calea credinței și s-a apropiat timpul în care visați, doreați, vă gândeați la America. Cum ați aflat despre America, ce s-a întâmplat,
că ați dorit să veniți în America și cum a avut loc da. Mutarea, strămutarea din patria mamă. Eu puțin de la începutul familiei mele, este important ca tinerii de astăzi să știe și să cunoască viața în care noi am trăit, pentru că majoritatea tinerilor de astăzi, atât în România cât și în America și peste tot, încep o viață destul de luxoasă în condiții extraordinare. Noi n-am avut așa ceva. Eu am cunoscut pe soția mea la Sibiu, părinții au fost nepocăiți, ea a fost foarte mult bătută de taică-su, mama ei murise când avea 13 ani, surorile ei au bătut-o, tata ei au bătut-o când au aflat că s-a pocăit și noi a trebuit să ne căsătorim fără acceptul tatălui ei care trăia. Când ne-am dus noi la sfatul popular să ne cununăm, am mers cu santinelă zisă. Deci, una din surori, prietenii de la soția mea, era înainte, la vreo 20 de metri era soția mea, la încă vreo 20 de metri eram eu și la alți 20 de metri în spate era o altă prietenă de ei, care este acum în America, sora Moghina. Ok, și deci s-au uitat toți cu ochii în patru să nu cumva să fie taică-sor, pentru că aveam un cumnat care mi-a promis, când mă prind îmi taie gâtul și mă omoară, că-s pocăit și am luat pe cumnata lui, mă țin după cumnata lui. Așa, în sfârșit am intrat la sfatul popular, la primarul acolo sau cine făcea actul ăsta atunci și ne întreabă, de unde sunt părinții? Păi părinții nu sunt aici. Dar cum nu sunt aici părinții? Mă, voi veniți fără părinții aici. Păi părinții nu sunt de acord să ne căsătorim. Păi de atunci nu aveți voie să vă căsătoriți. Mă. Am zis, domnule, eu am împlinit 20 de ani sau 20 de ani și ceva aveam. Soția mea este 18 ani. Eu cred că nu avem dreptul să ne căsătorim și dumneavoastră să ne oficiați căsătoria. Dacă a văzut ăla că e așa, ok. Închipuiți-vă, când eram înăuntru, pe stradă, pe geam, l-am văzut, trecea tatăl soției mele. Că de ne prindea atunci ce se întâmpla. Așa, în sfârșit, ne-am căsătorit, am dus-o la tur, dar fără să știe el nimica. El a lăsat ea o scrisoare, i-a mulțumit că o crescut-o, că a ajutat-o. În sfârșit, după câteva zile ne pomenim cu ei la tur, dar vin după ea să o duc acasă. Noi încă nu eram căsătoriți, că nu am făcut doar actele legitime, dar n-am făcut nunta încă. Și eu stăteam în chirie undeva și ea stătea la alții frate. O venit unde eram eu, după adresa care am lăsat-o la primărie. O porniți, nici nu vrut să intre în casă la frață, așa de mânioși a fost pe pocăiți, să nu-i vadă. Ne-a trimis veste până cineva că, uite, a venit după ea să o duc acasă. În sfârșit. Mergem să vedem care e treaba. Acum eu mă temeam într-un fel că dacă ăștia mă promis că îmi taie gâtul, zic, mai știi ce fac? Și aveam pe fratele meu care între mine și celălalt frate, ăsta a fost nepocăit și un bătăuș mare, m-am dus la el și am zis, vei cu mine că ăștia au venit să o ducă pe Măreoara înapoi. O zic, pocăitule, dacă dai ceva de băut, vin. Mă zic, vină cu mine acum că n-am ce să fac, am nevoie să mă ajuți. Au venit cu mine, noi ne-am dus, ne-am întâlnit cu ei, mă întreabă unde e Maria. I-am spus, o să vină și ea dacă e nevoie. Mi-am intrat în casă, m-am îmbrăcat, el a stat de vorbă, fratele meu, cu ei, toți pe același calapod, cu o să bea un pahar de țuiculiță, nu știu ce. Eu liniște pe ăștia. Și am plecat cu ei la fratele meu. După ce a venit soția, ei au fost foarte porniți, el a zis că nu trebuia să se căsătorească, că a vrut să facă școală. Povestea e lungă, n-are să mai mergem prin ea. Oricum, s-au întors la Sibiu, noi am rămas aici. Și după aceea am făcut nunta. Ei, după ce am făcut nunta, că asta am vrut să spun tineretul nostru de astăzi, am avut un graj în care să locuim. Pentru că nu găseai chirie și nici nu aveam bani, am fost săraci, nu? Am fost necăjiți amândoi, fără bani, nici părinții mei nu mi-au dat nimica, nici părinții ei. Și o soră a spus, noi avem grajdul care a fost pentru vaci. Dacă vreți să vi-l pregătiți un pic, camera aia unde au fost vacile, eu te las să stai în aia. Ei, m-am pregătit frumos cămăruța aia, am pus pe jos niște nisip, am pus linoleu peste ea, am vopsit pereții, deasupra erau grinzi toate putrele, dar am bătut niște pefeleu din ala 60 atunci, l-am vopsit și pe ala, am făcut o cămăruță frumoasă. Ei, în cămăruța asta, mobila noastră a fost un pat de fier căpătat de la cineva de pe șantier și cu ăsta am început honeymoon-ul cu soția mea, în camera aia nenorocită, fără baie, fără treburi din astea. Ei, o lucrat Dumnezeu că după un timp ne-am mutat la Sibiu, după un an de zile ne-am mutat în Sibiu și soția tot a avut ea dorință pentru că plecase prietena ei, sora Moghina, care este acum aici, Geta Moghina. Plecase în America și au zis, mă, dar poate am putea și noi să plecăm. Problema care ne-a frământat să mergem în America este că noi avem fiica noastră cea mai mică pe Delia
care s-a îmbolnăvit la un an și jumătate de aprindere de creier din cauza unui vaccin. Și și-a pierdut vorbirea, și-a pierdut conștiința, nu a umblat 7-8 ani de zile, numai în 4 brânci a umblat așa și după aia greu cu asistență, deci a fost foarte bolnavă și asta a fost un lucru care ne frământa mereu să ajungem în America, probabil că va exista o posibilitate de tratament. Și tot discutam, dacă am ajunge în America. Și Dumnezeu ia aminte la cuvintele oamenilor de multe ori și ne-am rugat lui Dumnezeu pentru asta. Și s-a întâmplat că de la școală, de la Dana avea 12 ani atunci, fiica cea mai mare, și a fost totdeauna foarte bună la învățătură, s-a făcut o excursie în câteva țări democratice, printre care și Austria, pentru 4 ore doar să meargă cu autocarul și să se întoarcă înapoi. Și am zis că soție, pe mine nu mă lăsa să plec, pentru că atunci era o lege, dacă ai fost în vizită în careva din țările democrate, trebuia să aștepți încă 2 ani de zile ca să poți să ieși din nou din țară. Și pe mine nu mă lăsa să plec și am zis, Marioara, te duci tu. Dar cum să mă duc eu, măi omule? Adică mă trimis pe mine o femeie tânără cu un copil de 12 ani, eu nu știu nicio limbă străină, nu cunosc pe mine, mă trimis în gura lupilor în America pe mine singură. Cine știe că durează până când te lasă ăștia pe tine să vii dacă ceva... Nu mă duc. Nu ce mă... fac eu acolo? Cum mă descurc eu cum acolo? Cum mă descurc un copil o femeie, după mine? O femeie cu un sigur copil. Că da. Nu mă duc. Și atunci, da, uite, ne rugăm lui Dumnezeu. Și dacă Domnul ne vorbește prin Duhul Sfânt, că e cu tine, vrei să te duci. O să uite și dacă Dumnezeu ne vorbește și îmi spune cuvintele care le spun eu. Dacă îmi spune Dumnezeu, du-te, că eu voi fi cu tine și voi ridica barierele din drumul tău, atunci știu că mi-a vorbit Dumnezeu și plec. Ok. S-a întâmplat că la Luncan, lângă Câmpia Turzii, era o seară de rugăciune. Și fratele Nelu Vereș mă sună de la Cluj și o zice, Mitru, zice, este o seară de rugăciune la Luncan, sunt mai multe vase de lucru, profeții și bucurie, frați buni, nu vrei să vii cu fata, facem rugăciune pentru ea acolo. Și am zis, cum să nu, mă duc. Aveam mașină nouă, cumpărat atunci, au dat și 1300 și am zis, vin. Am luat-o pe soție, am luat-o pe Delia, fiica cea mai mică, și am mai luat pe fratele Damian Anton, care e tata fraților The Messengers, care sunt la Pornă. Și încă o soră mai în vârstă cu noi. Am fost 5 persoane cu Delia. Și am plecat la Luncani. Acum noi postisem, ne rugam, așteptam să vorbească Dumnezeu ceva. Ei, când am mers acolo, un frate zice, eu am avut o vedenie pentru fratele Mitru. Zice, să făcea că era într-o parte de apă, în partea asta la altă, și sora Mărioară era în partea cealaltă. Și zice, el a trecut apa dincolo și i-a dat lui sora Mărioară 2 banane. Și când i-a dat cele 2 banane, s-au transformat în 2 copii. Eu nu pot să pricep ce-i asta, nu știu nimic, ca ce numai Dumnezeu știe. Eu am zis, slăvit să fie Domnul, că asta e exact. Dacă soția cu Dana trece ocean, eu vin cu celălalt 2 copii. Când s-o gătat biserica, am zis, nu, fată, ne-a vorbit Dumnezeu. O zis, nu, eu n-am spus așa. Dacă Dumnezeu nu-mi spune că ridică barierele din drum, nu mă duc nicăieri. Ok, sora Rozale din Borhanci era acolo. Mulți frați au cunoscut-o, un vas al Domnului. Și la sfârșit am dat mâna că ne cunoșteam bine și am zis, când vine pe la Sibiu, păi zice, aș fi vrut să mă duc și eu acum, că e sărbătoare de toamnă la Săliște pentru mâine, dar n-am avut cu cine să mă duc. Păi te duc eu, sora Rozale. Uite-o cu mașina aici, suntem 5 cu copila, dar ne îngrămădim toți bine, te duc la Sibiu, ne culcăm 2-3 ore, dimineața ne sculăm, plecăm la Săliște, Sibiu, la sărbătoare. Bun. Acum zic că soție, fată, e prorocul cu noi. E vasul lui Dumnezeu aici, dacă Dumnezeu ne vorbește acum. Fraților, am început o rugăciune pentru cei care cunosc România. După ce am ieșit din Turda, am început o rugăciune și rugăciunea a continuat până aproape la intrare în Sebeș Alba. Deci a fost 100 și ceva de kilometri. Nu ne-am oprit din rugăciune. Era o ceață că nu vedeai nimic afară. Și am mers destul de încet. Când am fost la bariera de la Lancrâm, o comună înainte de Sebeș Alba, atunci sora Zanfire nu mai putut și-o da drumul din partea lui Dumnezeu la lucrare. Și-o zis, femeie, zicea Duhul Sfânt, cât despre călătoria care ai să o faci, nu purta de grijă că eu voi ridica barierele din drumul tău și voi fi cu tine. Eu te voi binecuvânta, te voi proteja, voi fi de partea ta. Fraților, când am auzit așa ceva, am zis, slăvit să fie Dumnezeu. De câte ori mi-aduc aminte, îmi cer scuze pentru că îmi curg lacrimile de multe ori pentru asta. Însă, experiența noastră cu Dumnezeu vorbește. Și Dumnezeu vorbește oricui.
Trebuie doar să ai credință, să-L întrebi pe Dumnezeu. Nu te duce înapoi, dar oricum. Că dacă îl iubești pe Domnul, El îți spune, du-te sau stai. Și Dumnezeu te sfătuiește. Fraților, Dumnezeu așa a lucrat, o trebuie să intervenim prin cineva ca să o lasă pe soție de la spital, era asistentă medicală și am intervenit printr-o cunoștință, i-a dat drumul să plece și am zis, fată, s-ar putea să ne vedem doar peste 5 ani. Fă ce-ți ajută Dumnezeu, eu o să văd de copii, când ne vom întâlni, atunci ne vom discuta și să-ți spunem ce s-a petrecut. Nu știați la ce să vă așteptați, nu știați ce aduce atunci ziua de mâine. A fost o despărțire în necunoscut, doar prin credință, Dumnezeu v-a purtat de grijă. Da. Și ea nu s-a întors atunci. Eu m-am dus și am așteptat-o la autocar. Nu știa nimeni nimic. Noi am știut și Dumnezeu. Am așteptat la autocar, am zis, Dumnezeu, unde e soția mea? Ai, Dumnezeu, ce te faci? Că știți voi care-i treaba. Știți cum era. Dumnezeu, dar ce s-a întâmplat? Asta, Dumnezeu, că a fugit, nu mai știm ce e cu ea. Du-te la miliție și anunță. Am dus la miliția două, zis, anunț. Un tablaziu din ăsta acolo zice, domnule, știi ce să faci? Te duci și bagi divorț. Am gândit, bă, sfătos ești tu. Eu de-abia m-am apucat să plec din România și eu vreau să bag divorț. Da. Imediat v-ar fi aranjat ei cu divorț atunci. Da, sigur, divorț că... pentru că m-a părăsit nevastă. Da, și o să te duci la securitate și spui că, uite ce s-a întâmplat, asta e situația cu tine. M-am dus la securitate, nu puteai să nu te duci. Am vorbit cu șeful securității, i-am spus, ăla au sunat la depot de locomotive să-i spună la inginerul șef să nu mă retragă de pe locomotivă că, cu probleme de astea. Nu mai făceai siguranță circulației. Să nu mă retragă că, uite, avem datorii, o pleca nevastă, am rămas cu doi copii și în sfârșit. Așa s-a continuat mai departe. Și ați rămas în servici? Am rămas în servici, dar m-au retras de pe locomotivă. M-au băgat de electrician în atelier. Așa? Da. Dumnezeu așa a lucrat, fraților, că în 5 luni de zile am ieșit cu copiii din țară cu pașaportul în mână. În ce țară a sosit soția? În Austria. O cerut lagăr acolo. Ea a fost în lagăr în Austria și ce a făcut ea? Ea a declarat greva foamei cu fetița. Deci a declarat greva foamei și a vorbit de două ori la Europa Liberă, în care a spus că ea nu are problemă cu comuniștii și cu politica, ea vrea să îi lasă soțul și copiii să vină. O venit cei de la pașapoarte după mine și zice, domnule, vino să-ți dăm pașaport să pleci, că asta nu tace, domnule. Nu tace, ne face de rușine pe toți. Și în 5 luni de zile? 5 luni de zile am ieșit din țară cu pașaportul. În Austria? Copii. În Austria. Și v-ați reîntâlnit? Nu ne-am întâlnit în Austria. V-ați întâlnit. Ea a plecat în America mai repede pentru că a vorbit cu un avocat în lagăr, care era român, și a spus, femeie, ascultă-mă, dacă tu aștepți soțul tău și vine cu o fată bolnavă, eu spun, americanii nu te primesc să intri în America. Mai bine du-te de aici acum și tu intervii în oriunde trebuie acolo în America și poți să-l duci și pe el dacă el vine. Și soția mea a plecat înainte cu două săptămâni de a ne întâlni din Austria, a venit în America, în Chicago, la familia Moghine. Așa. Da. A fost un proces foarte lung pentru că eu am stat 10 luni de zile în lagăr. În Austria. În Austria, pentru că americanii nu vreau să ne primească din pricina asta. Au descoperit că fata e bolnavă și a fost foarte greu. Și fratele Alexe Popovici, Dumnezeu să-i răsplătească că au trecut la domnul pastor baptist, au ajutat-o foarte mult pe soție. Au știut unde să umble, el era președintele Convenției Baptiste pe America și Canada, deci un nume foarte sus, și s-au interesat peste tot. Iar ne-au dezvelit mașina din zăpadă, a mers cu ea peste tot și Dumnezeu ne-a ajutat de abia aproape după 10 luni de zile. Am primit acceptul să venim în America și am sosit în America la Chicago în 15 martie 1979. 79 la Chicago. Din Chicago v-ați mutat la Portland. Da. Acolo a stat o perioadă bună de timp, câțiva ani. Și în anul 86? În 86, am mutat la Phoenix. Vă aduceți aminte cum s-a întâmplat? Sigur că da. Puteți să ne descrieți. Mi se pare că și transferul de la Portland la Phoenix, toate Arizona, a fost interesant. Din câte mi-am amintesc, mi-ați istorisit cândva că nu intenționat să vă mutați la Phoenix. Da. Dacă puteți să Deci plecarea din Chicago a fost... Eu am fost un pic dezamăgit de America când am ajuns în Chicago. Nu era orașul Chicago așa de frumos cum este astăzi. Era multă mizerie pe străzi, era. Și am zis, domnule, eu nu m-am avut gândul ăsta că în America e așa ceva. Și era fratele Nicky Pop acolo și Nicky se mutase la Portland.
Și după ce s-a mutat la Portland, mi-a dat un telefon și a spus, Mitică, aici e frumos, mă, la Portland sunt trandafiri, doamne. E curățenie, rânduială. Sunt brazii, pădure. Ca la România, doamne. Și m-am urcat pe avion și am venit la Portland să văd cum e. Când am văzut de la aeroport că străzi, trandafiri, frumusețe, am dat telefon la soția, la femeie, pregătește totul că ne mutăm la Portland. Chicago, înghesuială, nebunie. Da, și așa am ajuns la Portland și la Portland împreună cu fratele Nicky și am fost vreo 12 familii când am început biserica Philadelphia la Portland. Și Dumnezeu ne-a binecuvântat. Istoria e foarte lungă cu asta. Însă, la Portland plouă foarte mult. Este frumos. Și am avut o familie de prieteni foarte buni americani, el era medic. Și să mutase din Portland în Texas. Și ne-au tot invitat să mergem în Texas să vedem cum e. Și atunci am luat mașina, am zis că mergem cu mașina, că mai vedem America un pic. Și am plecat la Texas. Ei, trebuia să trecem prin Phoenix. Soția zice, mă, dar aici în Phoenix, domnule, sunt frați cu care eu am fost în lagăr, niște frați foarte buni. Hai să facem un popas. O noapte să facem o pauză. Da, și am sunat la frați și am rămas o noapte aici. Era fratele Trifu Cornel, care a fost cu ea în lagăr, sora Treja, sora lui, care era un vas al Domnului. Era fratele Olar, bătrânul, tata lui fratele Nelu. Câteva familii pe care ea îi cunoștea. Și am rămas o noapte aici. Când am venit aici, frații au venit la rugăciune. No, ne-am rugat lui Dumnezeu. A fost lucrare din partea Domnului prin sora Treja, din partea Duhului Sfânt, că Dumnezeu va bate sărușul aici. Dar noi n-am pornit la Phoenix, noi mergem la Texas. La Texas. A 12 fratele Nuțu Unișor ne ia cu mașina, ne plimbă, unde ne-a dus? În scas de el, unde mai fai? Când am văzut ce case frumoase, ce grădini, ce rânduială, curățenie, lărgământ, așa, civilizație. Ne-am hotărât cu soția mea, dacă și Dumnezeu a vorbit, nu mai mergem la Texas, ne oprim aici. Și am căutat ceva, să cumpărăm atunci, nu a mers tranzicția bună, am revenit din nou la Phoenix și până la urma urmei am cumpărat o căsuță mică aici, frumos, în scas de el. Și așa am ajuns că în 1986 ne-am mutat la Phoenix. Când ați sosit aici, tocmai în perioada aceea a avut loc separarea între frați și s-a format biserica de pe 7 Street cu Thunderbird, unde ați preluat conducerea bisericii și ați fost singurul slujitor ordinat, fiindcă ați fost ordinat diacon la Portland și când ați venit aici, ați venit la momentul potrivit și oportun pentru nevoia care exista atunci în biserică. Da. Vedeți, în toate acestea lucrează Dumnezeu și de multe ori când te uiți numai în urmă vezi cum Dumnezeu a lucrat și care au fost planurile Lui. Nu ne-am gândit noi atunci ce va face Dumnezeu la Phoenix. Am fost foarte puțini. Frații au zis, dacă vreau să-i ajut și să le dau cina Domnului, cei care au rămas, câteva familii, și am zis, sigur că da, rămân și ne bucurăm împreună. Ei, după ce au trecut câteva luni de zile, zic, mă, fraților, nu putem să stăm în chirie aici. Noi suntem români care ne place să muncim. Trebuie să ne facem biserică. E unii frați au zis, frate, dar cum te și gândești la așa ceva? Noi îți facem biserică și toți bine suntem săraci. Lucrăm cum putem, nu-ți bani de nicăieri. Cu ce să facem biserică? Am zis, fraților, ați vedeți, Dumnezeu ne ajută să facem biserică. Numai să fiți de acord cu asta. Ok. Ei, ne-am interesat de bucățică de pământ cu frații și am găsit pământul unde acum este biserica la Happy Valley. Happy Valley. Am cumpărat 2 acre și jumătate de pământ, țin minte că au fost vreo 50.000. O trebuie să dăm ceva down payment, dar am strâns banii pentru down payment. Vânzătorul care ne-a vândut pământul ne-a ținut contractul pentru un timp și așa am început să facem biserică. Nu au fost bani, dar eu încurajez pe toți frații care vreau să facă lucrarea Dumnezeu să nu se teamă, pentru că Dumnezeu are cei mai mulți bani. Dumnezeu a avut bani totdeauna să ne dea când ne-a trebuit să facem biserică. Și atunci vă duceți aminte că ați venit și dumneavoastră din România, au mai venit frați care ne-au ajutat în lucrare. Am început lucrul la biserică aici și în 6 luni fără 2 zile, dacă bine mi-amintesc,
În 87 am terminat biserica înainte de Crăciun. Da, în luna iunie s-a început lucrarea de construcție. Și în decembrie s-a terminat. Și în decembrie s-a făcut deja inaugurarea. Da. Chiar dacă pe din afară nu era gard, nu era parcare, dar totuși a fost amenajat cu pietriș, da. Și înăuntru era frumos. Am avut 250 de locuri, 300 de locuri. Pentru nevoile bisericii de atunci. Clădirea era mult prea mare era lux. Da. Ce s-a pregătit și la ce au lucrat frații. Vreo 13 familii au lucrat atunci la construcție, în timpul verii. Țineți minte că ați prins de la început și până la sfârșit, cu electrica, cu framing-ul, partea dulgheriei. Partea dulgherie. Mi-aduc aminte pentru că era și Delia cu noi, fata noastră care e bolnavă, ea totdeauna a fost alipită de mine și o aduceam aici și am lucrat cu unul dintre frați și o suflat un vânt când a făcut peretele la lung de pe partea de est, parcă e acolo, așa, o suflat un vânt și era să se răstoarne peretele pe noi, l-am înțepenit cum am putut și numai Dumnezeu ne-a scăpat că putea să ne prindă pe amândoi acolo. Dar am lucrat de dimineața până seara. Frații veneau de la servici, obosiți, cum a fost la lucru aici. Mai era ceva de mâncare, mâncau frații și așa Dumnezeu ne-a ajutat să putem să terminăm biserica într-un timp foarte scurt. Aceasta a fost prima biserică nouă construită în comunitatea română în America. Da, unde românii au cumpărat teren și au construit. Au avut alții clădirea lor înainte, dar au cumpărat-o, au cumpărat-o gata, făcută. Păi când eu am venit în America în 1979, era o singură biserică în Chicago și era o biserică în Detroit. La Los Angeles încă nu se înfiripase totul să fie ceva pus. Să aibă o clădire. Să aibă o clădire. Nici clădire, dar nici biserica. Era tot așa frânturi de frați împărțiți. Deci aceste două biserici au fost stabile când ne-am venit în America. Ori acum Dumnezeu ne-a binecuvântat cu atâția frați. Și suntem mândri de români că sunt oameni harnici, muncitori și credincioși. Dumnezeu să binecuvânteze România. Au adus cinste României aici, în America, exact. În această parte a Americii. Da. Românii sunt cunoscuți acum de la senatori și congressmeni a statului Arizona până la Washington. Consulatul român de la Los Angeles, ambasada română de la Washington, toți cunosc comunitatea de români de aici. Bineînțeles că biserica a trecut și prin perioade mai puțin bune și prin perioade frumoase. Au fost perioade în care biserica era să se închidă, frații să se împrăștie, dar Dumnezeu s-a îndurat și a lucrat într-un mod extraordinar aici. V-ați mutat de la Phoenix la Portland și v-ați întors de la Portland în ce an? 15 ani. După 15 ani. 15 ani ați slujit împreună cu frații din Portland. V-ați întors înapoi. Când v-ați întors înapoi, biserica avea o altă dinamică, se schimbaseră puțin. Dar atunci s-a stabilit să se înființeze și să deschidă biserica un departament de misiune și evangelizare al bisericii ca să împlinim ceea ce Scriptura spune, ca biserica să se ocupe de nevoile din afara zidurilor ei. Noi toți am fost conștienți că e bine să slujim aici pe plan local, să avem grijă de noi, de zidirea noastră spirituală, de maturizarea noastră, de copiii noștri, de generația care vine. Dar în același timp am fost conștienți că e nevoie să ieșim în afara zidurilor. Amin. Și să ieșim în afara zidurilor într-un mod organizat, cu o anumită strategie și lucrarea să se facă prin biserică, să nu fie lucrarea unei persoane sau a unui om, ci lucrarea bisericii. Pentru cei care nu știu, fratele Dumitru Moldovan este responsabilul și păstorul coordonator acestui departament, departamentul de misiune și evangelizare al bisericii Happy Valley, prin care biserica de aici slujește până la marginile pământului, în India, în Siberia,
în Europa de vest și într-un mod mai concentrat în România. Care vi se pare partea cea mai frumoasă sau mai interesantă sau care aduce cea mai multă satisfacție din lucrarea pe care o faceți acum în cadrul Bisericii Happy Valley prin departamentul de misiune și evangelizare? Ce vă aduce cea mai multă satisfacție în această lucrare? Cea mai multă împlinire sufletească? Pentru că acum călătoriți foarte mult, sunteți în contact direct acolo în România cu familiile care sunt ajutate, cu bisericile pe care le ajutăm să se construiască, să se finalizeze, evangheliștii care sunt sponsorizați de aici și așa mai departe. Dacă puteți să descrieți cea mai mare satisfacție care o aveți și care vă împlinește în momentele de față, când vedeți cum lucrează Dumnezeu. Aș putea să spun cea mai mare satisfacție, deși sunt foarte bucuros de România și nu știu cât timp avem ca să vorbim și de România, însă cea mai mare satisfacție este India. Am trimis în India, bineînțeles, cu ajutorul bisericii și cu sprijinul dumneavoastră ca păstor, am trimis pe Daniel și pe Ioana, Peter, Dumnezeu binecuvântat cu o fetiță. A fost multă dezamăgire la început. Noi am fost acolo, am văzut viața de idolatrie în care oamenii trăiesc, împietrirea aceea în care oamenii sunt, însă Dumnezeu a lucrat pe parcursul anilor, când acum vedem cât a crescut biserica, Dumnezeu a început să boteze tineri cu Duhul Sfânt, plin de energie, oameni care vor merge în India să vestească Evanghelia la neamul lor. Noi am început, ei o să preia lucrarea, să meargă mai departe și satisfacția cea mai mare este când văd oamenii aceștia care au fost idolatri și au crescut în case pline de idoli, au început să-L accepte pe Hristos ca Mântuitorul. Și din ei, din copiii aceștia care, înainte ca să ajungă familia Daniel și Ioana Peter acolo, nu știau să scrie, nu știau să citească și nu aveau niciun viitor, nici pământește vorbind, nici din punct de vedere spiritual, Dumnezeu, prin familia misionară, i-a preluat, i-a învățat să scrie și să citească, i-a învățat cuvântul lui Dumnezeu, i-a format apoi din punct de vedere spiritual, acum sunt adolescenți sau aproape adulți și cum descriați, Dumnezeu a botezat pe unii dintre ei cu Duhul Sfânt, s-au botezat în apă, sunt înflăcărați, sunt gata să preia această Evanghelie și să o ducă mai departe la neamul lor. Și aici noi vedem mâna lui Dumnezeu, providența divină și modul în care de la început noi am crezut, fără să vedem, dar am crezut că Dumnezeu va lucra. Știam că noi ca și români, chiar români americani, posibil nu o să avem un foarte mare impact în prima generație asupra populației idolatre de acolo. Terenul e foarte arid, e foarte greu ca să fie oamenii convinși și dacă sunt convinși de existența lui Dumnezeu și a Domnului Hristos, ei nu fac altceva decât îl adaugă pe Domnul Iisus la colecția lor de idoli și se închină și la Iisus pe lângă ceilalți zei. Dar noi de la început ne-am rugat și am zis dacă familia aceasta merge acolo și să pornească o lucrare cu câțiva, poate tineri sau adulți care se întorc și ei la rândul lor să devină misionari și slujitori ai Domnului pentru generația care vine. Vă mulțumim foarte mult, frate Moldovan, pentru că ați răspuns invitației noastre. Vă mulțumim foarte mult pentru slujirea din biserică, pentru contribuția care ați avut-o la început în biserica Happy Valley și pentru contribuția pe care o aveți acum în ultimii ani de când v-ați mutat din nou în Phoenix, în Consiliul Pastoral, în slujirea bisericii, în dărnicie, în tot ce este nevoie pentru ca biserica să progreseze și să rămână în unitate. Vă mulțumim și Domnul să vă răsplătească. Stimați telespectatori, timpul nostru a expirat, ne luăm rămas bun de la dumneavoastră, vă încredințăm în brațul lui Dumnezeu, vă dorim multă sănătate, har, pace, binecuvântările cerului și ale pământului să fie revărsate din belșug peste dumneavoastră și familiile dumneavoastră. Multă pace și la revedere!